Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe. Astăzi discutăm despre ce discută alții la Bruxelles. E Consiliul European de Toamnă și, între altele, se împart cel puțin la nivel declarativ, banii, pentru că deciziile încă nu sunt luate și banii pentru agricultură în următorii ani. Nemulțumiri din partea României. Tot astăzi atingem bilanțul făcut de ministrul Petre Daia la final de mandat, pentru că noi așa știm cu toții, guvernul a fost demis, urmează altul, iar Petre Daia a ținut să spună ce a făcut în anii cât a condus Ministerul Agriculturii. Tot în emisiunea de astăzi o să amintim, evident, despre telemea de Sibiu produs înregistrat și, spre final, o să aflăm că și alocațiile pentru copii vor fi indexate cu rata inflației. E o propunere legislativă, ceea ce nu e rău deloc să se întâmple, da? În acest fel, în fiecare an, măcar veți avea garanția că puteți cumpăra copiilor măcar tot atâtea pâini din alocația aceea generoasă câte ați cumpăra și anul trecut. Așadar, să începem! Astăzi și mâine se desfășoară la Bruxelles Consiliul European de Toamnă. Evident că și România este prezentă acolo ca stat membru al Uniunii Europene. Chiar șeful țării e acolo și declarațiile n-au lipsit. Nici n-au început bine discuțiile, pentru că știm cu toții cele mai așteptate rezultate sunt cele în domeniul financiar. Dacă în chestiuni de politică externă, de vecinătate, de apărare comună, lucrurile se pot rezolva mai ușor, când vine vorba de împărțit bani, e, aici apar problemele. Iar problemele se ivesc mai mari ca niciodată. Pentru că, spunea președintele României, nici nu a ajuns bine la Bruxelles, că tot ce s-a discutat până acum pe baza unor propuneri pertinente, a unor evaluări de piață în politica agricolă comună, despre asta vorbesc, dar și politica de coeziune, dar să rămânem în agricultură. Tot ce s-a discutat până acum pare uitat, se șterge cu buretele și se revine la niște propuneri anterioare în domeniul politicii agricole comunitare, făcute cândva înainte ca România să fi condus ea Uniunea Europeană, primele șase luni ale acestui an. Dar și aici ne gândim, deși nu ne așteptăm de la președinte la amănunte foarte multe, mai ales că discuțiile nici nu au început bine, ele vor continua mâine, mai ales că toată lumea așteaptă să vadă ce e cu Brexit-ul. Că astăzi, din nou, am fost încântați cu un acord pentru Brexit. Că mai avem cât? Vreo două săptămâni. nu așa, până iese Marea Britanie? Astăzi s-a anunțat un nou acord. Dar știm sigur că. Indiferent de acord sau nu, plecarea Marei Britanii lasă numai pentru politica agricolă comună un gol de vreo 13 miliarde de euro. Și uh, spuneam că nu ne așteptăm deocamdată la rezultate concrete și nici la declarații prezidențiale, pentru că, evident, acestea se fac după, iar discuțiile aplicate pe politica agricolă comună se poartă de către specialiști în domeniu. Dar din nemulțumirile celui care le-a enunțat, putem să deducem că făcea referire la plafonare, da? Problema care la un moment dat părea um, trecută undeva în partea a doua, da? Adică plafonarea să devină o chestiune facultativă pentru fiecare stat, plafonarea pentru mari fermieri, la asta ne referim. Acum, dintr-o dată, ea apare foarte, foarte puternic în discuții, deși pe perioada cât România a condus Uniunea Europeană, subiectul părea a se fi liniștit și lămurit într-o oarecare măsură. Da, mai ales că știm că România, alături de foarte multe alte țări din Uniunea Europeană, se opune acestui proces de limitare a veniturilor europene acordate marilor ferme. De asemenea, noile norme ecologice care pot părea. Uh, cum să spun foarte greu de îndeplinit chiar și pentru fermierii din vestul Europei, mai învățați cu tot felul de constrângeri, par imposibile uneori pentru fermierul român care e încă departe de a produce cât un fermier din vestul Europei, de a fi la fel de tehnologizat, vorbesc de media națională nu de cazurile excelente dar izolate din agricultură da, destul de puține vorbesc de interzicerea folosirii chimicalilor pe scară largă, da, toate aceste probleme, când va discutate și acceptate uh, spre rezolvare, da, în spațiul european, par a reveni acum tot mai mult. Știm foarte clar de zilele trecute că după Germania, Franța și Austria, acum și Ducatul Luxemburgului va interzice într-un an, doi, folosirea glifosatului. Fermierii români nu pot decât să privească da? și să întrebe pe reprezentanții lor că sunt lideri de asociații, federații, ligi, uniuni de cooperative, nici nu contează, sau că sunt la Ministerul Agriculturii și noi ce o să facem? Și nimeni nu le poate oferi niciun răspuns. Pentru că la ora actuală nu există răspunsuri clare și pertinente care să-i lămurească pe fermierii români cum vor mai lupta ei în acea piață extrem de concurențială cu fermierii din restul lumii în condițiile în care ei nu vor mai putea să folosească anumite substanțe care duceau la, direct, evident, direct la creșterea producțiilor, da? la creșterea productivității. Ei se simt excluși. Discuțiile există, sigur, uh, mereu apare acea problemă că nu suntem membri în instituțiile europene importante ale agricultorilor. Așa, și dacă nu suntem în Copacogeca, împiedică cineva statul român să se bate cu adevărat pentru drepturile fermierilor, în afară de lor de poziție de genul nu acceptăm plafonarea, nu suntem de acord cu interzicerea glifosatului, vrem o nouă derogare pentru neonicotinoide, Altceva nu am văzut. Aceste declarații poate că sunt doar vârful unor uh, discuții și negocieri de foarte lungă durată. Dar nu știm ce se întâmplă dincolo de aceste declarații. Nu știm câtă greutate are România da? în acest concert. Am aflat al că România împreună cu Franța, Grecia, Spania, Ungaria, țările Baltice, nu-i așa, Cehia, 17 state europene, Cer toate la unison să nu se reducă bugetul politicii agricole comune. Așa, și am aflat că nu se, nu se vrea reducerea. dar că se reduce, asta știm sigur. Nu vă mai spun cifrele că uh, s-ar putea să greșesc la a doua zecimală. Reducerile sunt importante, da? Și cum reacționează statul român în afară de câteva declarații? Bun, bățoase, pertinente, la obiect. Dar cum reacționează? Ce face? Tot spunem că nu suntem de acord cu reducerea ajutoarelor venite de la Uniunea Europeană. De fapt, nu sunt ajutoare. Sunt niște bani care se cuvin fermierilor români și dezvoltării rurale. Da? Nu am auzit până acum niciodată căutarea de posibilități ca statul român să suplimenteze el. Ceea ce eventual nu vine de la Uniunea Europeană. Pentru că statul român, care se va uh, înscrie în acea politică europeană generală de dezvoltare a fermelor mici și mijlocii, nu poate să arunce la coș marea agricultură din România. Și când mă refer la marea agricultură, mă refer la sectorul vegetal pe suprafețe importante, mii și zeci de mii de hectare. Că avem și astfel de ferme. Da? Poate că există planuri la nivel de instituții centrale. Evident că nu pot să o faci în teritoriu. Dar eu personal încă n-am auzit și de bine de rău mai citesc știrile de inițiative ale statului, de discuții. N-am auzit nici din partea asociațiilor de fermieri. Cluburi, asociații, ligi, federații, nici nu mai spun încă o dată, da? că am cerut ca statul român să suplimenteze poate că se găsește o soluție fără să fie ajutor de stat necuvenit. Da? În așa fel încât fermierii să primească în continuare aceiași bani. Da? Știm că mici și medii fermieri vor avea parte de ajutoare mai generoase după 2020. Foarte bine să primească, ba chiar să li se dubleze sumele pe care le primesc acum, în așa fel încât să se consolideze și ei. Cei mici să devină măcar medii, cei medii să devină puternici medii, da? Dar mari fermieri nu putem să-i aruncăm la coș. Și atunci, măcar pentru aceștia, știu, o să spună că fac din nou apologia marilor fermieri. Dar sunt o bună parte a producției agricole din România. Munca lor, asta reprezintă o bună parte a producției agricole din România. Și acum, să le negăm dreptul la existență, ce să facem? Să-i punem, dacă au o fermă de 4500 de hectare, să o spargă în vreo 30 de ferme, a 150 de hectare, Păi câtă babilonie contabilă să fie acolo și fiecare fermă va trebui să aibă o iertare, o conducere, angajați, contabilitate, reprezentare juridică, nu-i așa? Ne complicăm inutil. Poate că va găsi statul, eu știu, cu toate schimbările astea care se produc în plan intern, că nu e așa, orice schimbare trebuie să ducă la ceva mai bun, sau cel puțin asta e speranța, dar și așteptările tuturor. Poate că cineva se va gândi că în această perioadă în care eu cred că de fapt noi nu trebuia să fim la București să ne certăm pe ce scaun ocupă fiecare, ci trebuia să fim cu toții la Bruxelles și să negociem banii care se cuvin României, da? Și să batem cu pumnul masă pentru că avem drepturi egale la fel ca toți ceilalți. E adevărat, putem să batem mai încetișor că suntem o țară mai mică. Da, trebuia să fim cu toții acolo. Așa cum a știut uh, guvernul să-și trimită reprezentanții acum în Germania să discute cu un mare constructor de automobile care tocmai a anunțat că nu-și mai face o uzină în Turcia și se gândește posibil în Bulgaria sau în România. Deci, imediat, da, s-a găsit, uh, pentru că e vorba de o investiție de aproape un miliard de euro, care aduce locuri de muncă, aduce plus valoare, taxe și impozite, da? așa trebuia să se gândească să acționeze și în alte domenii. Numai că în contextul birocrației europene, care merge înainte, indiferent de ce se întâmplă, și macină toate micile probleme, că asta e Uniunea Europeană, un colos benefic, dar e un colos da, care încearcă să egalizeze interesele tuturor da, și să găsească soluții general valabile, Ceea ce nu e întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că adaptabilitatea la situații specifice e și mai bună. Dar mă rog, deci asta trebuia să facă statul român. Să propună scheme de ajutor pentru mari fermieri. Da? Se găsea un cadru legal fără niciun fel de problemă. Ce vine de la Uniunea Europeană, în bună parte, să fie direcționat spre cei mici și mijlocii, spre zootehnie, spre fermele care cultivă roșii în câmp, deși nu prea se mai cultivă roșii în câmp, spre cei care au 120 de hectare de porumb, 30 de grâu și 16 de orzoică. da, spre aceștia să meargă grosul banilor uh, din plățile directe. Da? Dar pentru mari fermieri, acolo trebuia să găsească statul rămân o propunere. Să se consulte cu specialiști din Germania, că și acolo e aceeași problemă. Marii cultivatori de greu din Germania și de sfeclă de zahăr au aceeași problemă, exact aceeași problemă, ca fermierii români. Și, mă rog, haideți să vedem ce o să fie. Spuneam, e Consiliul European la Bruxelles, da? Mâine sunt discuțiile importante. Am văzut că România e nemulțumită în continuare și noi am ținut să marcăm și noi această nemulțumire exprimată de la cel mai înalt nivel. Numai că, dincolo de declarații, și nemulțumiri, indiferent cine le arată, și în ce formă le prezintă, și în ce limbă le prezintă. Parcă agricultura românească are nevoie și de soluții. Soluții care în mic, în plan național, au fost găsite. Pentru că știm cu toții, uh, guvernul a fost demis, asta e, a fost o uh, operațiune absolut democratică, acea moțiune de cenzură, guvernul nu se mai bucură de încrederea Parlamentului, ceea ce înseamnă că teoretic și practic ne pregătim de un nou guvern și de un nou ministru al agriculturii. Iar cel încă în funcție, Petre Daia, a ținut să facă un bilanț și să amintească ce a făcut el în toți anii aceștia pentru agricultura românească. Nu singur, e adevărat. A fost un program guvernamental, fiecare guvern Face cum știe și crede el că e mai bine pentru un domeniu sau altul. Că e asistență socială, că e sănătate, că e educație, agricultură, apărare, siguranță și ordine internă, economie, telecomunicații, nu-i așa? Fiecare guvern are un program solid pe care urmează apoi să-l aplice în perioada cât se află la Palatul Victoria. Și Petre Daia, care a avut împreună cu echipa sa. Mai multe programe, vreo 33, urmau să fie lansate la anul, multe alte uh, proiecte guvernamentale. a ținut să spună că el, de exemplu, a pus uh, la punct oarecum uh, creșterea tomatelor în spații protejate, că se dau uh, bani pentru liceele agricole, care sunt preponderent agricole, că urma să fie alocată o sumă imensă pentru cercetarea românească, că s-a repornit sistemul de irigații, într-o oarecare măsură, nu în totalitate, da. Nimic nu se face, uite așa, pocnind din degete, că sistemul anti funcționează și că sunt fermieri și viticultori care sunt mulțumiți că n-a bătut piatra și la ei. Și multe, multe altele de genul acesta, da? Cât privește bugetul pe anul viitor, pentru că e important să, să vedem pe ce bani se bazează agricultura românească. Știm că anul acesta, da, au, am avut... Nu noi, ci ministerul a avut 22,86 miliarde de lei, buget. Bun, a mai venit o rectificare, bani s-au mai găsit și din alte părți. Bugetul pe anul viitor, previzionat de guvernul demis, da, spun guvernul demis, era aproximativ pe aici, undeva, poate mai puțin, ceva mai puțin. Dar tot o sumă îndestulătoare. Așa că rămâne de văzut dacă această sumă va fi și regăsită în proiectul de buget, pentru că în această perioadă sunt convins că se lucrează cu febrilitate în toate instituțiile statului la închiderea bugetului pe acest an, inclusiv la agricultură și deschiderea a bugetare pentru anul viitor, adică să avem buget și pentru anul 2020 și să nu ne mai ducem până prin februarie cu el în Parlament, că e păcat, oamenii au nevoie de bani. De exemplu, că au fost bune, că au fost rele, nu e treaba mea. Da? E treaba dumneavoastră, în calitate de beneficiar ai proiectelor agricole, să spuneți dacă ce a făcut Ministerul Agriculturii va folosi sau nu. Noi putem doar să prezentăm datele oferite de încă Ministrul Agriculturii Petre Daia. De exemplu, el spune așa, structura fermelor ce beneficiază de subvenții a avut schimbări substanțiale. Numărul tinerilor fermieri, cei sub 40 de ani, a crescut cu 24%, iar suprafața pe care acești tineri fermieri o lucrează a crescut cu aproape 30%. În același timp, a scăzut procentul fermierilor în vârstă din România. Pentru că avem fermieri peste 70 de ani, destui în țara asta, da? Avem chiar câțiva fermieri și peste 100 de ani. Să nu mă întrebați cum își lucrează acei fermieri pământul, sigur, e dat în arendă. Da, mă rog, o fi vreo unul mai puternic care stă la coarnele plugului. Deci, tu putem decât să vă prezentăm datele. A crescut numărul tinerilor fermieri. Acel program, Tomata, spun autoritățile din Ministerul Agriculturii, a adus uh, vreo 1400 de tineri din străinătate înapoi în satele de origine și au deschis uh, astfel de afaceri pe bază de sere și solare în, cultivă în care cultivă tomate. Așa că. Dumneavoastră n-aveți decât să trageți linie, să socotiți și să faceți singuri aprecierile dacă a fost bun, ce a fost bun, dacă a fost rău, ce a fost rău, și să, să vă așteptați uh, la o grijă cât mai mare în continuare, evident, din partea statului. Pentru că, indiferent ce se întâmplă la nivel politic, pentru că vrei, nu vrei, lucrurile acestea te afectează, schimbă direcții, strategii, priorități, căi de acțiune agricultura sunt convins că va fi întotdeauna la fel de bine privită și la fel de bine finanțată pe cât a fost în ultimii 30 de ani măcar, da? Pentru că ea asigură securitatea și siguranța alimentară a țării. Dacă ne gândim la viitorul agriculturii, sigur ne gândim și la tinerii uh, specialiști. Uh, eu propun acum colegilor din Regia Tehnică să vedem un material înregistrat de colegii de la Agro TV la această ședință de bilanț de final ministerial și apoi o să discutăm puțin de cercetarea românească și de banii dați de stat pentru ca fermierii să-și poată vinde produsele. O să vedeți despre ce este vorba. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat la Ministerul Agriculturii, ședința de bilanț a ministrului Petre Daia. O remarcă a tuturor care se găsește în acest minister, nu în vorbele mele, ci în scrisurile de apreciere și de mulțumire pe care le-au dat cei care au participat la acest eveniment, aprecieri ca fiind cea mai bună președinție din toate punctele de vedere. Iar dacă cineva dorește să cunoască, în intimitatea fenomenului și a acestei perioade, poate să găsească în Ministerul Agriculturii în seiful de care v-am spus și dacă vreți să-l puteți vedea. Care este instalat în, în, în biroul ministrului și care este sigilat cu ordin de ministru și se poate desigila doar cu ordin de ministru pentru a vedea efectiv ce s-a făcut în fiecare moment, în fiecare zi, care sunt rezultatele pe care le-am obținut în timpul președinției. Un alt program pe care l-am desfășurat, care a început într-un moment în care strada contesta multe. Dar aici, în birou, în care o să vedeți un televizor, căruia nu i-am dat drumul nici o clipită. Pentru că aveam de lucru și trebuia să dăm răspuns unor solicitări ale domeniului, și anume, cum facem să punem în mișcare un program care să stimuleze producția românească de tomate. Programul de tomate. Acest program a început în 2017 cu 8.000 de, de fermieri. Spre bucuria noastră, 64% din fermieri sunt fermieri sub 40 de ani. Iar dintre aceștia, peste o mie, sunt fermieri care au renunțat la pribegie, au venit în țară, din diverse colțuri ale lumii și s-au ocupat de legumicultură. Declarațiile lui Petre Daia la final de mandat, ministrul a ținut să mai și anunțe, nu e o propunere chiar nouă, dar nu putem decât să o salutăm și sunt convins că va fi prioritatea tuturor, oricui vine la Ministerul Agriculturii, sprijinirea învățământului românesc, a liceilor unde încă se mai învață agricultură. Pentru că toți fermierii, și micii, și medii, și mari fermieri s-au plâns de lipsa specialiștilor. Așa că finanțarea acestor licee preponderent agricole, sigur că e o prioritate pentru toată lumea. De unde vor face rost de bani? Asta chiar nu interesează decât pe cine va fi ministru și echipa lui. Dar liceele au foarte multă nevoie. De aceea, propunerea anterioară, de acum câteva zile, era de 925 de milioane de lei alocată acestor licee. Da? În medie, 3 milioane de lei pe an pentru fiecare liceu. Cu această sumă, copiii ar putea să învețe că tractorul nu înseamnă doar o planșă agățată pe perete. Cu această sumă s-ar putea construi în multe licee, sunt și unele extrem de bine dotate și bravo celor care au reușit să le facă. S-ar putea construi sere, solarii, s-ar putea face grajduri unde să existe chiar și un animal, să nu le știe copiii care fac liceul agricol doar de acasă animală, da? Deci, eu cred că astfel de idei, lăsând la o parte numele sau culoarea politică a cui l-a propus, merită să fie duse mai departe. Om trăi și om vedea. Dar liceele agricole, pentru că s-a deșteptat și România în fine, după ce mult timp liceele agricole au fost tratate la și altele și într-un mod nefericit se aflau în subordinea Ministerului Educației, că așa era birocrația în România când ele trebuiau clar să fie la Ministerul Agriculturii. Să sperăm că, indiferent de ce se va întâmpla în viitor, directorii liceelor agricole vor primi nu 3 milioane de lei pe an fiecare liceu, dar măcar un milion, da? Și restul mai completează și sponsorii, să sperăm. Bun. Foarte pe scurt, că ne apropiem de finalul emisiunii, există un uh, proiect legislativ, se numește Legea pentru stimularea producătorilor agricoli ce comercializează produse agricole primare. Acest proiect legislativ urmează ca timp de 2 ani să dea anumite sume fermierilor români care livrează marfă din producția internă către procesatori sau le vând direct. Atenție, deocamdată e un proiect legislativ, el se va aplica doi ani dar să dea Dumnezeu să-l vedem pus în practică. Ar urba să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Da, mă rog, om trăi și om vedea. Și pentru că suntem la final de emisiune, vreau să vă amintesc că banii în agricultura românească au tot intrat. Cei de la AFIR au anunțat că numai în 2 ani de zile, da, numai 2 ani de zile, 4 miliarde de lei s-au dus în ruralul românesc. 4 miliarde. Banii aceștia poate nu se văd în secunda asta dar ei în timp se rostogolesc, produc plus valoare, fixează valorile uh, în sat, uh, creează locuri de muncă. Așa că cele 4 miliarde în timp se întorc ca profit pentru statul român și pentru locuitorii zonei. Și dacă tot am vorbit de bani, vreau să vă mai spun că alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației. E o decizie a Parlamentului printr-un vot final în Camera Deputaților. Noua lege ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Știți cât sunt alocațiile acum pentru copii? 200 de lei sau 300 de lei pentru cazurile nefericite de copii cu probleme, da? Oricum, cu 200 de lei pe lună nu faci foarte mult bine unui copil. Da, eu mă amintesc de vremurile când era de vreo 40 de lei pe lună și tot trăiau copii. Așa că e și responsabilitatea părinților, dar aceste uh, alocații pentru copii vor fi indexate, sperăm, dacă se promulgă legea de la 1 ianuarie, cu rata inflației. Așadar, cam aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mai sunt multe, dar vă lăsăm să vă odihniți pe weekend și ne vedem din nou luni. O seară bună tuturor!